Am rugămintea către colegii care asigură stânga-dreapta poziția de secretar să vină. Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori. Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 10 februarie 2020, și vă anunț că din totalul de 136 de senatori până la acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 80 de senatori. Ședința plenului Senatului este condusă de Titus Corlățean, președinte de ședință al Senatului astăzi, asistat de domnul senator Ion Ganea și domnul senator George Eduard Dircă, secretar ai Senatului. Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi a fost distribuită. Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului ordinea de zi. Vă rog să votați. Vot! Avem 46 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Rog să-mi semnalați cine votează fără cartelă. 3, 4, 5, 6, 7. 7 colegi senatori care nu au cartelă mi-au semnalat. Vă rog secretarilor să... 53. Deci doar la acest vot sunt încă 7 voturi cu mâna ridicată, chiar 8. În total 54 de voturi pentru. Ordinea de zi este adoptată. Rog colegii secretari să noteze numele colegilor senatori care nu au astăzi cartelă, dar care se vor exprima la vot cu mâna ridicată. La punctul... întâi, secțiunea întâi a ordinii de zi, avem aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna curentă. Acest program este următorul: luni 10 februarie 2020, astăzi, orele 16:18, lucrări în plenul Senatului cu dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi, vot final inițiative legislative cu caracter organic prevăzută la ora 17, 18 și 15, o scurtă pauză, va urma sesiunea de întrebări, interpelări, răspunsuri, transmise la radio astăzi între 18 și 15 și 19:45, de marți până joi, 11-13 februarie 2020, orele 9:16, lucrări în comisiile permanente, vineri 14, sâmbătă 15 februarie, activități în circunscripțiile electorale. Dacă sunt intervenții în legătură cu acest program, doamna senator, vă rog puțină liniște. Mulțumesc. Aș vrea să atrag atenția că astăzi am avut 47 de inițiative care s-au adoptat tacit și că dacă amânăm plenul de miercuri, ne vom transforma într-o instituție care mai mult adoptă tacit decât dezbate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă senator. Doar să precizăm faptul că a existat o discuție în birou permanent al Senatului, inclusiv la nivelul liderilor grupurilor politice. Aceasta este propunerea care a fost formulată, ținând cont de specificul dezvoltărilor politice de săptămâna aceasta. Da. Dacă nu sunt alte intervenții, supun votului programul de lucru prezentat. Vă rog să votați. Vot! Avem 78 de voturi exprimate în favoare cu cartelă, plus încă un vot cu mâna ridicată, chiar două. 80 cu două voturi... Abțineri sau împotriva? Abțineri sau împotriva? Cele două. Pentru. Și două au fost, dacă nu mă înșel, abțineri, deci programul de lucru prezentat este aprobat. La punctul 2, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea unor inițiative legislative.
Procedura spune că se supune la vot fiecare solicitare dacă este susținută în plen de către inițiatori. Aș dori să începem cu primul punct, proiectul de lege pentru modificarea completarea legii numărul 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvai. Inițiator, Guvernul României. Se susține procedura? Vă rog, domnule secretar de stat. Microfonul 8. Mulțumesc, susținem procedura de urgență. Mulțumesc, supun votului dumneavoastră susținerea procedurii de urgență. Vă rog, vot. De voturi, 1 împotrivă, 3 abțineri, sunt 66 plus cele 2, 68, se aprobă procedura de urgență. Punctul 2, propunere legislativă privind înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași, inițiator senatorul Toma Vasilică, senator PSD, inițiatorul dacă susține procedura, vă rog. De urgență pentru acest proiect de lege, mulțumesc. Mulțumesc, procedura de urgență este susținută, supun votului procedura de urgență, vă rog vot. Cinci de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere, procedura este adoptată. Punctul 3, propunere legislativă pentru modificarea completarea ordonanței Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, inițiator senatorul Zanfir Daniel Cătălin, dacă se susține procedura, dacă nu, trecem mai departe. Punctul 4, propunerea legislativă pentru modificarea legii 286/2009 privind codul penal, sunt mai mulți deputați inițiatori, dacă se susține procedura, inițiatorii nu sunt prezenți, trecem mai departe. Punctul 5, propunerea legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor de către foștii proprietari, inițiatori mai mulți senatori și deputați PSD, doamna senator Silistru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Susțin procedura de urgență, având în vedere faptul că sunt foarte multe probleme în domeniul restituirii proprietăților în ceea ce privesc pădurile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă senator. Procedura de urgență este susținută. Supun votului dumneavoastră acordarea procedurii de urgență. Vă rog, vot. Niciun vot împotrivă, nicio abținere, procedura este adoptată. Punctul 6, propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inițiatori mai mulți deputați, dacă dintre inițiatori e cineva prezent pentru susținere. Nu, trecem mai departe. Punctul 7, propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, inițiator mai mulți senatori și deputați PNL. Dacă este cineva care susține proiectul? Înțeleg că nu, mergem mai departe. Punctul 8, propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România, inițiator senator Teodorovici Eugen Orlando, senator PSD, dacă este inițiatorul și susține, dacă nu, trecem mai departe. Punctul 9, propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 33/2007, inițiatori sunt mai mulți deputați PSD, dacă și alți parlamentari, dacă este cineva dintre inițiatori care să susțină procedura, nu este cazul, mergem mai departe. Punctul 10,
propunere legislativă pentru modificarea anexei 3 din legea 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Inițiator, mai mulți senatori și deputați PSD. Vă rog, dacă este cineva care să susțină proiectul de lege, procedura de urgență, nu este cazul. Trecem mai departe. Punctul 11. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea legii numărul 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2001. Inițiator, mai mulți senatori și deputați PSD. Dacă există, da, domnul senator Salan, vă rog. Vă mulțumesc. Rog aprobarea procedurii de urgență. Da, mulțumesc. Supun votului procedura de urgență. Vă rog vot. +68, încă un vot cu mâna ridicată, 69 pentru, 2 contra, 2 abțineri, nu votează 1, procedura de urgență este adoptată. Punctul 12, propunere legislativă pentru completarea legii numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art 47 indice 1 din legea numărul 350/2001. Inițiator, mai mulți senatori și deputați PSD. Dacă acest punct este susținut pentru procedură de urgență, dacă nu, trecem mai departe. Punctul 13, propunere legislativă pentru completarea art. 29 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Inițiator, mai mulți senatori și deputați PSD. Este susținere pentru procedură de urgență, nu este cazul. Punctul 14, propunere legislativă pentru completarea legii asistenței sociale numărul 292/2011, inițiator mai mulți senatori și deputați PSD și alți parlamentari, se susține procedura de urgență? Nu este cazul. Punctul 15, propunere legislativă pentru modificarea legii numărul 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, inițiator mai mulți senatori și deputați PSD, se susține procedura de urgență? Nu este cazul. Punctul 16, propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 63 din legea 36/1995 a notarilor publici, activității notariale, inițiatori, senatori și deputați din mai multe partide politice. Domnul senator Dircă, vă rog. Stimați colegi, vă rog să aprobați dezbaterea în procedură de urgență a proiectului de lege. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Procedura de urgență a fost susținută. Supun votului dumneavoastră procedura de urgență. Rog vot. +75 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere. Procedura de urgență este aprobată. Punctul 17. Propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România. Inițiator, mai mulți senatori și deputați PNL și alți parlamentari, văd și PSD și alți parlamentari. Dacă se susține procedura, doamna senator, vă rog. Doamna senator Scântei, microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte. Susținem procedura de urgență ca urmare a publicării monitor oficial a deciziei Curții Constituționale numărul 591/2019, care a impus Parlamentului României de a reglementa printr-o lege și nu printr-un act infraconstituțional sistemul de asigurări sociale și sistemul de pensii al notarilor publici din România. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Supun votului noastră acordarea procedurii de urgență. Vă rog vot. +75 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Se aprobă procedura de urgență. Trecem mai departe. Notă pentru exercitarea de către parlamentar a dreptului de sesizare a Curții Constituționale în conformitate cu prevederile art. 15 alineate 2 și 3
din legea 47/1992 privind organizarea funcționarea Curții Constituționale s-au depus la Secretarul General al Senatului în vederea exercitării de către senator a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi. Mai întâi, legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției. Punctul 2, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 11/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență. Punctul 3, legea pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan la 12 octombrie 2018. Și punctul 4, legea privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 131/2006 pentru modificarea și completarea legii 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, de asemenea procedură de urgență. Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgență și de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi 10 februarie 2020. Termenele se calculează luând în considerare ziua anunțului de astăzi, 10 februarie 2020. Deci am luat notă de această notă, scuzați-mi repetiția. Trecem mai departe la punctul 3, secțiunea 1 a ordinii de zi. Avem aprobarea transmiterii către Camera Deputaților ca primă cameră sesizată a unei inițiative legislative în conformitate cu hotărârea Biroului Permanent din 10 februarie 2020 pe baza avizului Comisiei pentru Constituționalitate potrivit prevederilor art. 35 alineatul 1 litera E și art. 94 alineatul 1 litera B din Regulamentul Senatului se transmite către Camera Deputaților pentru a dezbate și adopta ca primă cameră sesizată următoarea inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Se supune la vot transmiterea inițiativei legislative. Rog, vot! +87 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri, s-a aprobat procedura propusă de transmitere la camera sesizată, Camera Deputaților. La punctul 4, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem notă privind adoptarea tacită prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare la 11, 13, 18 și 26 decembrie 2019, respectiv 27 ianuarie, 4 și 6 februarie 2020, a următoarelor inițiative legislative. Le aveți distribuite, difuzate către fiecare membru al Senatului. Este vorba de 47 de proiecte de lege. Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului în conformitate cu art. 75 alineatul 2, teza a 3-a din Constituția României, coroborat cu prevederile art. 146 alineatul 2 din Regulamentul Senatului și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în calitate de cameră decizională. Vă mulțumesc. La punctul 5, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor și Combaterea Corupției și petiții în trimestrul al 4-lea 2019. Stimați colegi, vă reamintesc că potrivit art. 184 alineatul 3 din Regulamentul Senatului, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții prezintă trimestrial Biroului Permanent un raport asupra petițiilor primite și asupra modului de soluționare a acestora, care se prezintă în plenul Senatului. De asemenea, vă informez că raportul se regăsește în format electronic pe pagina de internet a Senatului. În continuare, aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor și Combaterea Corupției și Petiții pentru prezentarea raportului. Dacă îmi poate semnala domnul președinte Caracotă, vă rog, luați cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, în temeiul prevederilor articolului 84 alineatul 3 din Regulamentul Senatului, vă rog să-mi permiteți să prezint raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții în trimestrul 4-2019. Astfel, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2019, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției
și petiții a fost sesizată pentru a analiza și soluționa 76 de petiții. Din cele 76 de petiții analizate, 71 de petiții au fost luate în considerare și 5 petiții au fost clasate. Pentru 50 de petiții au fost sesizate organele competente pentru analiză și soluționarea problemelor care fac obiectul petițiilor, iar în 21 de cazuri, Comisia s-a adresat direct petiționarilor pentru a răspunde la întrebările formulate, la solicitările de comunicare unor informații sau unui punct de vedere, la cererile de audiere sau de inițierea unor anchete parlamentare efectuate în cadrul Comisiei, de înființarea unor comisii parlamentare de anchetă, ori pentru a le prezenta explicații sau îndrumări când soluționarea petițiilor excede competența Parlamentului după caz. Pentru soluționarea celor 50 de petiții care au fost înaintate unor organe sau structuri ale statului, s-au făcut 60 de sesizări, din care 48 către instituții reprezentând administrația publică centrală sau locală, 5 sesizări către instituții ale sistemului judiciar și 7 vizând structura ale Parlamentului. Din problematica generală se desprinde sesizări care semnalează presupuse abuzuri din partea autorităților publice, reclamații împotriva autorităților administrației publice și judecătorești, sesizări asupra unor presupuse acte de corupție. Autoritățile sesizate au răspuns solicitărilor noastre, găsind soluții pentru problemele ridicate de petenți, acolo unde acestea s-au dovedit a fi reale și posibil de soluționat prin măsuri adoptate de către acestea. Raportul detaliat îl veți putea consulta pe site-ul Senatului României. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator Caracot. Fac precizarea în atenția colegilor că raportul nu se supune votului. Luăm notă de raportul pe care l-ați prezentat și vă mulțumesc încă o dată. Urmează să trecem la secțiunea a doua, Roman, a ordinii de zi, dezbaterea și votul asupra inițiativelor legislative înscrise la această secțiune. Ea se va face conform procedurii prezentate la fiecare punct. Vom începe cu primul punct la inițiative legislative, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Declar deschisă dezbaterile generale asupra proiectului de lege și aș dori să dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Vă rog, domnule secretar de stat, să vă și prezentați. Mulțumesc, domnule președinte. Sorin Roșu Mare, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin ordonanța de urgență a Guvernului se prorogă unele termene de aplicare respectivă obligativității amenajamentului pastoral pentru accesarea subvențiilor pe pășuni. De asemenea, se suspendă aplicarea legii 509/2006 privind mierea în școli și, de asemenea, prevederile legii 133 privind înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingului produselor agroalimentare. Vă mulțumesc. Susținem. Mulțumesc și pentru concizie. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital pentru prezentarea raportului. Dacă se poate ca un coleg din partea Comisiei pentru Buget, Finanțe să vină să prezinte raportul. Stimați colegi, un membru al biroului. Vă mulțumesc, doamnă senator. Vă rog să prezentați raportul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile articolului 70 de regulamentul Senatului Republicat, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, precum și din domeniul fiscal-bugetar. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege și avizele primite și au hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenți să adopte un raport de admitere fără amendamente. De asemenea, în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat în conformitate cu prevederile articolului 76. Senatul este prima cameră sesizată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă senator. Dacă senatorii doresc să adreseze întrebări inițiatorului,
Rog să-mi semnaleze, nu este cazul. La dezbateri generale, dacă sunt doritor de a interveni pe fond, dintre colegi, nu este cazul. Pe cale de consecință, declar încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Se dă un singur vot. Rog, vot! chiar 82, contra 3, 2 abțineri, deci atât raportul cât și proiectul de lege au fost aprobate. Punctul 2, la inițiative legislative, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. Declar deschisă dezbaterea generală asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Rog să vă prezentați. Microfonul 8. Mulțumesc, domnule președinte. Mihai Mandreș, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice. Proiectul de act normativ a fost elaborat în principal ca urmare a necesității reglementării măsurilor agreate cu reprezentanții Comisiei Europene pentru clarificarea rolului Autorității de Certificare în relație cu activitatea structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea continuării transmiterii declarațiilor de cheltuieli la Comisia Europeană, și precum și includerii prevederilor ghidului de determinare a corecțiilor financiare care trebuie aplicate asupra cheltuielor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul nerespectării normelor în materie de achiziții publice. Susținem raportul de admitere al Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Dau cuvântul doamnei senator Oxana Pațurcă pentru a prezenta raportul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei de implementare până la data de 31.12.2022 a tuturor proiectelor finanțate din fondurile alocate României de către Comisia Europeană. Neadoptarea măsurilor necesare pentru finanțarea măsurilor ISPA și implicit neatingerea obiectivelor măsurilor ISPA ar conduce la dezangajarea sumelor deja rambursate României și astfel degrevarea semnificativă a bugetului de stat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar membrii comisiei au analizat proiectul de lege și avizul primit, iar în urma votului exprimat, acesta a înregistrat 10 voturi împotrivă. În consecință, comisia a hotărât să adopte raport de admitere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă senator. Dacă la dezbateri generale există colegi care doresc să adreseze întrebări inițiatorului, nu este cazul. Dacă la dezbateri generale pe fond există colegi care doresc să ia cuvântul, nu mi este semnalat. Așa încât considerăm încheiate dezbaterile generale, trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Supun votului raportul și proiectul de lege privind adoptarea ordonanței. Se dă un singur vot. Rog, vot! Niciun vot împotrivă, nicio abținere. Este aprobat atât raportul cât și proiectul de lege pentru privind aprobarea ordonanței. Punctul 3 pe ordinea de zi la inițiative legislative este vorba despre propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Declar deschisă dezbaterea generală asupra propunerii legislative. Dau cuvântul inițiatorului dacă este prezent pentru susținerea propunerii legislative. Nu este cazul. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea punctului de vedere al Executivului.
Vă rog să-mi semnalați cine dorește să prezinte punctul de vedere al Guvernului. Nu, de la microfonul respectiv. Microfonul 8, vă rog să vă prezentați. Dragoș Rădulescu, secretar de stat Ministerul Educației, domnule președinte, punctul de vedere al Ministerului Educației este nefavorabil. Avem în vedere modificarea esențială a unor articole din legea educației. Aceste modificări nu au trecut prin prima cameră și nu avem o estimare a impactului la nivel bugetar. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport pentru prezentarea raportului. Domnule președinte, Liviu Pop, vă rog prezentați raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise și propunere legislativă. Potrivit articolului 75 din Constituție, Senatul este cameră decizională. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă senatorii doresc să adreseze întrebări inițiatorilor, constat că și dacă ar dori să adreseze întrebări, nu există inițiator. Așa că nu pot adresa întrebări inițiatorului. Dar la dezbaterele de fond, vă rog să-mi semnalați dorința de a lua cuvântul. Da? Vă rog, domnul senator. Cum îi cheamă? Domnul senator Ionaș cu microfonul 2, cred, dacă nu mă înșel. 2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de lege supus dezbatere are o parte esențială care, din punctul meu de vedere, o apreciez foarte mult. Este vorba de activitatea creșelor, este vorba de activitatea instituțiilor preșcolare. Opinez că proiectul de lege, dincolo de afirmațiile domnului secretar de stat privind evaluarea financiară, privind impactul și așa mai departe, trebuie este, evident, adoptat de către Senatul României. Este, din punctul meu de vedere și al colegilor mei pentru care vom vota pentru, un proiect absolut necesar. De ce spun lucrul acesta? Aduc un argument din activitatea mea de fost edil al municipiului Slobozia. Urmarea două proiecte care le-am inițiat și implementat, evident ne-am lovit de punerea în funcțiune a grădiniților cu creșe din municipiul Slobozia, întrucât Ministerul Educației Naționale nu avea în lege prevederi pentru a aproba personalul necesar pentru instrucție, nici personalul de întreținere, ba mai mult Ministerul Sănătății, și aici atrag atenția, nu putea să asigure asistența medicală a copiilor preșcolari. Categoric, încă o dată menționez că și Ministerul Sănătății va trebui să aplice proiectul de lege supus dezbatere astfel încât se poată aproba finanțarea activității de asistență medicală. Mai atrag atenția asupra unui aspect. Știm că autoritățile publice locale au obligația construirii astfel de obiective, dar parteneriatul între cele trei instituții nu este foarte bine reglementat. Așadar, pledez pentru adoptarea proiectului de lege și eu împreună cu colegii mei vom vota pentru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule senator. Doamna senatoare Caterina Andronescu, vă rog, microfonul central. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să adaug de la acest microfon faptul că Ministerul are o serie întreagă de articole stabilite de Comisia de Învățământ în mai multe întâlniri succesive care vin în sprijinul aplicării legislației anterioare. Și vreau să explic clar la ce fac referire, și anume la legea votată de Senatul României în calitate de cameră decizionată cu privire la numărul de ore pe săptămână pentru fiecare ciclu de învățământ. Acum, dumneavoastră, la minister, sunteți în situația să reglați curriculumul și să-l adaptați legii care este în vigoare pentru că a fost promulgată de președinte. Ori, actualul act legislativ vă dă cadru normal pentru a transfera o parte din normele care nu vor mai putea să fie acoperite către pregătirea remedială, absolut necesară, pentru că rezultatele slabe pe care le înregistrăm și la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat se leagă de acumulările
din păcate, în pregătirea elevilor care cresc de la primar către învățământul liceal. Și de aceea cred că această lege vine în sprijinul Ministerului să vă dea baza legală pentru a putea rezolva o problemă cu care vă confruntați chiar în această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul senator Alexandrescu, vă rog, microfonul central. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, este o lege care vine cu multe puncte pozitive, o lege care a fost mult... Puțină liniște. Stimați colegi, puțină liniște, da? Să-l ascultă pe domnul senator. O lege care a fost multă vreme lucrată în Comisia pentru Educație, o lege care are puncte pozitive prin faptul că mărește numărul de psihologi școlari de la 1 la 800 de copii la 1 la 500 de copii, ceea ce e tot prea puțin, de asemenea numărul de consilieri școlari la aceeași rată, o lege care micșorează puțin numărul elevilor în clase, numărul maxim de elevi din clase, dau doar un exemplu pentru gimnaziu de la 30 de elevi în clasă la 26 de elevi în clasă, ceea ce este mai oportun, și o lege care și-ar propune să rezolve și problema transportului județean pentru elevii care studiază în alte comune sau în alte localități decât cea de domiciliu. Aș vrea să rog secretariatul Senatului să ia act însă de o eroare materială pe care o semnalez acum în raport cu dezbaterile din comisie. La amendamentul propus la articolul 82, aș vrea să se corecteze eroarea materială, unde e vorba de transport rutier. Dintr-o eroare materială s-a scris acolo transport auto și nu este o formulare juridică, nu e o formulare potrivit legii, formularea corectă este transport rutier. Articolul 84 din amendamentul articolului 84 din Legea Educației Naționale. Totuși trebuie să semnalăm un lucru pe care USR l-a arătat de multă vreme. Câtă vreme este în vigoare ordonanța 51, ordonanța de urgență 51, chiar aceste amendamente ale legii nu se vor putea aplica, pentru că ordonanța 51 a scos transportul județean din sfera serviciilor publice. Prin urmare, legea își dorește să facă dreptate, dar va rămâne doar la nivelul declarației de intenție. În schimb, un lucru negativ este faptul că prin actuala lege, printr-un amendament introdus în ultimul moment în comisie, s-a eliminat limitarea mandatului de rector, numărului de mandate de rectori, care până acum, după cum știți, erau limitate la 2 mandate. Printr-o modificare a Legii Educației Naționale, ulterior s-a spus 2 mandate complete și de aceea sunt rectori care au intrat în cel de-al 3-lea mandat. Prin acest amendament nu vor mai fi limitate mandatele, ceea ce USR consideră că este inadmisibil, motiv pentru care USR se va abține la votul pe actuala lege. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Mulțumesc, domnule senator. Inclusiv chestiunea legată de eroarea materială, am constatat un consens așa în plen. Rog secretariatul general însă să se pună de acord pentru operaționalizarea erorii, îndepărtării erorii materiale cu președintele Comisiei de Specialitate. Domnul senator Fălcoi, e o chestiune de procedură? Microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte, cu tot respectul. Vă rog să faceți ceva, să revenim la o atmosferă de desfășurare a unei ședințe a Senatului. Așa nu se poate, îmi pare rău. Mulțumesc. Am rugămintea către colegele și colegii senatori să permitem... Stimați colegi! Vă rog să putem asigura desfășurarea corectă a ședinței plenului Senatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Acum,
propunerea legislativă, n-am mai înregistrat semnalări, dorința de a interveni pe fond. Propunerea legislativă intră în categoria legilor organice, așa că vă voi propune votul la ora stabilită pentru legi organice. Trecem mai departe, punctul 4, proiectul de lege pentru ratificarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018. Declar deschisă dezbaterea generală asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Mi se semnalează participarea secretarului de stat Alexandru Mutruc, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Vă rog, domnule secretar de stat. Microfonul nou. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mutruc Alexandru este numele meu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Noul acord bilateral privind serviciile aeriene, ce modifică sau înlocuiește clauzele esențiale din acordul româno-singaporez în vigoare. Acordul este compatibil cu legislația europeană în materie de transport aerian. Ca urmare, acordul trebuie ratificat prin lege. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Transportul și Infrastructură pentru prezentarea raportului, președintelui Comisiei. Vă rog, domnule senator. Mulțumesc, domnule președinte. În ședința de săptămâna trecută, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să adopte un raport de admitere fără amendamente. Ca atare, propune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului acest raport de admitere și proiectul de lege. Este lege ordinară. Senatul este cameră decizională. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Butunoi. Dacă sunt întrebări de adresat guvernului, nu este cazul. În cadrul dezbaterilor generale, dacă există dorința de a interveni pe fond, nu este cazul. Constatăm încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este camera decizională. Supun votului raportul și proiectul de lege. Se dă un singur vot. Vă rog, vot. Mai votați? Plus 7, avem 103 voturi în favoare, unanimitate, raportul și proiectul de lege sunt adoptate, spuneam, unanim. Punctul următor de pe ordinea de zi, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut în art 3 roman din legea 352/2015 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru controlul în transport rutier. Declar deschisă dezbaterea generală asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Mi se semnalează încă o dată participarea secretarului de stat Alexandru Mutruc. Vă rog, domnule secretar de stat, microfonul nou. Vă mulțumesc, domnule președinte. Guvernul susține proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 82, care are ca obiect prorogarea până la data de 1 ianuarie 2021. Astfel, având în vedere sarcina bugetară ce rezultă din finanțarea unei noi instituții și luând în calcul faptul că până la sfârșitul anului nu mai există cadrul și timpul necesar pentru promovarea și aprobarea unui act normativ sub forma unui proiect de ordonanță, se impune prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii numărul 352/2015 până la 1 ianuarie 2021. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Transportul și Infrastructură. Domnul președinte Butunoi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ședința din 5 februarie, de săptămâna trecută, membrii Comisiei pentru Transportul și Infrastructură, luând în dezbatere acest proiect de lege și luând act totodată de cazul fortuit, am ajuns la concluzia că cu majoritate de voturi trebuie să emitem un raport de admitere fără amendamente. E o situație care trenează de foarte mult timp.
Ca atare, cred că un termen de un an de zile pentru prorogarea acestui termen este de acceptat pentru plenul Senatului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă senatorii doresc să adreseze întrebări sau doresc să aibă intervenții, doamna președintă a Comisiei de Afaceri Europene, doamna senator Crețu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe reprezentantul Guvernului dacă la momentul elaborării proiectului bugetului de stat, actul normativ prin care inspectoratul era înființat, era în vigoare. Mulțumesc. Mi-a semnalat dorința de a interveni domnul senator Cecheotilo și se pregătește domnul senator Alen Coliban. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnule senator. Eu doar un mic comentariu pe care trebuie să-l facem, pentru că această ordonanță arată totuși o ineficiență și un neprofesionalism la administrația publică centrală. Deci nu se poate ca Parlamentul să voteze o lege prin care să stabilească un anumit regim juridic acestui inspectorat de stat, și anume acela de schimbare dintr-o instituție finanțată din venitul proprii într-o instituție finanțată integrat de bugetul de stat, și 4 ani de zile, din 2015, finalul lui 2015, să nu se întâmple nimic și să trebuiască să se proroge acest termen. Și eu nu discut acum de un guvern sau de alt guvern, aici discutăm de cei care probabil lucrează în această instituție, pentru că ei trebuiau să pregătească tot ceea ce era necesar pentru ca acest lucru să se întâmple. Suntem puși în fața faptului împlinit și evident nu putem să facem altceva decât să susținem această ordonanță, pentru că e necesară pentru funcționare. Dar totuși, când se va termina această chestiune că Parlamentul votează o lege și 4 ani de zile se tergiversează și trebuie prorogat din nou un termen de intrare în vigoare a acestei legi? Mulțumesc. Mulțumesc, domn senator Alen Coliban, vă rog. Microfonul central. Vă mulțumesc. Stimați colegi, stimate colege, la acest punct noi nu avem opțiune de vot alta decât să prorogăm acest termen. Și e regretabil că s-a ajuns aici. Sunt în asentimentul colegului antevorbitor, domnul senator Ceche. Se pare că executivul a ignorat vreme de 4 ani, mai bine de 4 ani, o lege dată de Parlamentul României, Parlament care potrivit Constituției, articolul 58, este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Cum este posibil acest lucru, vă întreb, și aici nu este un atac politic către un partid sau altul, pentru că vorbim de executiv în ansamblul lui și toate guvernele care s-au succedat. Să trecem pe constructiv, membru fiind în Comisia pentru Transporturi, vă solicit, domnule secretar de stat, ca reprezentant al guvernului, să veniți în comisie odată la cel puțin 3 luni cu un raport de progres, pentru că avem un an de zile să punem în acord toate observațiile care au fost făcute de-a lungul timpului. Au fost observații de la Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Curtea de Conturi, toate aceste rotițe din ansamblul actului guvernamental au avut numai observații, dar soluții până acum n-a avut nimeni. Prin urmare, vă rog, în următoarele 3 luni să veniți cu un prim raport de progres pe această problemă. Este inacceptabil să treacă atâta timp să fie aplicată o lege și este regretabil pentru tot personalul ISCTR din România. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai constat alte semnalări, dorință de intervenții. Dacă reprezentantul Guvernului dorește să reacționeze acum, ați luat notă de solicitări, da? Bine, considerăm încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Se va da un singur vot. Rog, vot! Da. Deci 91 plus 7 voturi, 98 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, atât raportul cât și proiectul de lege sunt aprobate. Vreau să vă consult liderii de grup, puțin atenție.
Vreau să vă consult asupra următoarei situații. Avem un singur proiect de lege care intră în categoria legilor organice, cel pe care l-am dezbătut mai devreme. V-aș propune, dacă sunteți de acord, să fixăm votul pe legi organice la 17:30, pentru că urmează pe ordinea de zi și alte puncte care intră în această categorie a legilor organice, adică să avem ce vota astăzi. Rog liderii de grup să vină puțin până la prezidiu. Liderii de grup. Bun. Deci, în urma consultării liderilor grupurilor parlamentare, vă propun să fixăm ora votului pentru legile organice la 17:15. Mai avem câteva proiecte care urmează. Vă rog să fiți de acord. Supun votului această nouă oră. Vot! Da. 89 plus 7, 96, două abțineri și un vot împotrivă. La 17:15 vom avea votul pe lege organice. Mergem mai departe. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 83/2019 privind completarea art 6 din ordonanța de urgență a Guvernului 84/2003. Declar deschisă dezbaterea generală asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului guvernului pentru prezentarea proiectului de lege, secretarul de stat Alexandru Mutruc. Microfonul nou, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Guvernul susține proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 83/2019. Proiect ce sprijină Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România să poată încheia în condițiile legii, contracte de concesiune de lucrări, de concesiune de servicii executate, prestate pe terenurile proprietate publică a statului, destinate spațiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor și... Am înțeles. Susține... Vă mulțumesc. Da? Dau cuvântul domnului președinte al comisiei, domnul senator Butunoi, vă rog. Domnule președinte, membrii Comisiei pentru Transportul și Infrastructură au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport de admitere fără amendamente. În consecință, Comisia supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere și proiectul de lege. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt semnalări, întrebări, intervenții, nu este cazul. Declarăm închise dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Acest proiect face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Se va da un singur vot. Rog, votați! Cu cele 98 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, atât raportul cât și proiectul de lege sunt adoptate. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 85, doar o secundă, punctul 7. Scuzați-mă, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 85/2019 pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 77/2011. Procedură, domnul lider de grup PNL, Fenechiu, vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. La solicitarea guvernului vă solicităm să fiți de acord cu retrimiterea acestui proiect de lege la comisie. Au apărut niște modificări legate de taxa de clawback, care ar trebui să fie introdusă în această lege și ar fi bine să o facem în mod unitar. Mulțumesc frumos. Termen? 2 săptămâni aș propune. Da. Există... Cum? Deci mi se semnalează că există termenul, domnul lider. Domnul lider Fenechiu. Există termen de adoptare tacită pe 17. O săptămână cu condiția să facem toate diligențele ca peste o săptămână, în ziua în care se adoptă, este termenul de adoptare tacită, să avem dezbaterea și votul. Da, deci există o procedură, o solicitare de retrimitere la comisie, termen o săptămână, supun votului această propunere, rog vot. Cine? Da, 91 plus 4, 95, niciun vot împotrivă, o abținere, propunerea este aprobată. Punctul 8, proiect de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Declar deschise dezbaterile generale asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Domnul Nini Săpunaru, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, aveți cuvântul, microfonul 8. Vă mulțumesc. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de natură fiscal-bugetară, precum și modificarea și completarea unor acte normative modificate și completate prin OUG numărul 114/2018, în special în sectoarele energie, telecomunicații, financiar și administrarea pilonului 2 de pensii. Potrivit programului de guvernare adoptat prin hotărârea Parlamentului numărul 22/2019, s-a stabilit revizuirea și corectarea unor acte normative, iar această ordonanță de urgență vine să îndeplinească programul de guvernare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Buget, Finanță, Activitate Bancară pentru a prezenta raportul. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile articolului 70 din Regulamentul Senatului, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia Economică, Industrie și Servicii și Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitatea Bancară și Piață de Capital, prin adresa L1/2020, a fost sesizată de către Biroul Permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului. Dezbaterile au avut loc în ședințele comisiilor din 4 februarie, respectiv 5 februarie 2020, în prezența majorității senatorilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de natură fiscal-bugetară, modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114/2018, precum și modificarea și completarea unor acte normative care au fost modificate și completate prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114/2018, precum și alte măsuri de natură fiscal-bugetară. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. Consiliul Economic Social a avizat favorabil cu observații. Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale și Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport au avizat negativ proiectul de lege. Comisia pentru Telecomunicații și Tehnologia Informației a avizat favorabil. Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege și punctele de vedere exprimate și au hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți să adopte un raport comun de respingere cu amendamente respinse și cuprinse în anexă la raportul comun. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări adresate inițiatorului sau intervenții pe fond, doamna senator, vă rog frumos, microfonul 2. Da, mulțumesc. La dezbateri generale, n-am întrebări pentru inițiatori. Doar o secundă. Sunt întrebări adresate inițiatorului? Dacă nu, intrăm direct la dezbaterile pe fond. Vă rog, doamna senator. Da, mulțumesc. Proiectul de lege s-a discutat în cadrul Comisiei Economice. Cred că e important de menționat pentru votul din plen că în cadrul comisiilor s-au făcut amendamente și în acest moment suntem în fața unui raport de admitere pentru respingerea ordonanței.
USR va vota împotriva raportului de admitere pentru respingerea ordonanței și aici o să vă dau câteva argumente. În primul rând, nu se vor acorda pensii speciale pentru aleșii locali în 2020. Se plafonează indemnizațiile demnitarilor. De asemenea, se elimină transferul dintre mediul privat și stat. Și aici cred că nu e nevoie să vă reamintesc despre exemplele celebre care au făcut deliciu presei în care au fost făcute transferuri din mediul privat către instituțiile statului și unde criteriile erau maximă incompetență și lipsă de profesionalism. Vorbim de eliminarea cifrei de afaceri pentru taxei pe cifra de afaceri pentru companiile din energie, sume importante care au fost virate către bugetul ANRE. Și mai mult decât atât, vorbim de eliminarea taxei pe activele bancare. Din aceste motive, USR va vota împotriva raportului de admitere pentru respingerea ordonanței. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunt alte intervenții, domnul senator Fenechiu, vă rog. Decideți care e vorbitorul din partea grupului PNL. Liderul de grup, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vedeți, dumneavoastră, suntem într-o situație foarte interesantă pentru că ordonanța de urgență a guvernului numărul 1 a intrat deja în vigoare. Pe lângă faptul că a fost una din pietrele de temelie ale guvernului Orban, ea a făcut parte din programul de guvernare și la data investirii guvernului și aprobării programului de guvernare, practic a fost validată de Parlamentul României, adică de Camerele Reunite. Suntem în situația relativ paradoxală în care, datorită faptului că guvernul nu are astăzi majoritate în Senat, PSD-ul poate să se joace cu măsurile guvernului Orban, ceea ce poate că n-ar fi rău, dar senzația pe care o dăm celor care urmăresc procesul legislativ din România este o senzație de dezmăț și de neseriozitate. Imaginați-vă, dragi colegi, cum vor primi companiile din energie sau companiile bancare o măsură de acest gen, adică în urmă cu o lună jumătate se generează o modificare legislativă, după o lună jumătate se revine asupra ei. Deci este o chestiune care în ultimă instanță nu poate face altceva decât să aibă un efect negativ asupra stabilității legislative a României și asupra încrederii investitorilor despre care tot vorbim în economia României. Partidul Național Liberal dezavuiază faptul că în comisii votul a fost de respingere și suntem sesizați astăzi cu un proiect de respingere. Vom vota împotriva proiectului de respingere și pentru o lege de aprobare a ordonanței și mizăm pe faptul că senatorii responsabili din Senatul României vor gândi în primul rând la stabilitatea economică și legislativă a României mai mult decât la componenta politică a dezbaterii de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului PSD, domnul senator Gheorghe Marin. Vă rog, microfonul 3. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am să fac referire la două aspecte legate de această ordonanță și am să mă refer în primul rând la Fondul de Dezvoltare și Investiții, fond pentru care au mers să obțină împrumut și primari de la PSD și primari de la PNL. Și ce se întâmplă cu acest fond? Valoarea împrumuturilor acordate de fond se stabilește la valoarea granturilor acordate, care se diminuează la valoarea cheltuielor referente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii. Deci, cu alte cuvinte, primarii care au accesat pentru rețele de gaze vor putea să facă împrumutul doar pentru lucrările efectuate și recepționate. Mai departe, fiecare trebuie să descurce, să vadă cum continuă lucrarea respectivă. Eu eram de acord cu această chestiune dacă veneau cu ceva în loc. Dar au oprit acest proces, iar investițiile care s-au făcut până acum vor rămâne în paragină, pentru că nu avem alt sistem pus în funcțiune care să continuă aceste investiții. Ăsta este un aspect al ordonanței 1. Al doilea, am să mă refer la telecomunicații.
Alineatul 1 al articolului 42 se abrogă. Ce spune articolul 42? Furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizațiilor de construire, se sancționează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri proporțional cu numărul de utilizatori de servicii fără autorizație, respectiv cu câte 1% la 100 de utilizatori. Ce spune ordonanța 1? Abrogăm acest articol, deci furnizorii de rețele de comunicații pot să efectueze lucrări de acces pe proprietăți fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizațiilor de construire. Deci pot să facă și acest lucru pentru că nu mai sunt sancționați. Acest articol a fost abrogat. Deci e liber să se intre pe proprietate fără să poată fi sancționați. Și mai am o chestiune de principiu. Am eliminat taxa pe activele financiare nete. Am făcut-o în așa fel încât să nu mai luăm bani de la cei din sectorul financiar. În schimb, guvernul se împrumută din ce în ce mai mult de pe zona pe care noi am scutit-o de taxe. Mi se pare că nu este corect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Domnul senator Cechea Otilon semnalează dorința de a lua cuvântul. Microfonul 2. Mulțumesc, domnul președinte, doamnă și domnul senator. Câteva considerații legate de această ordonanță care, sigur, reglementează sau încearcă să reglementeze foarte multe aspecte și de aici și ceea ce vedem noi legat de această ordonanță. Sunt câteva chestiuni care sunt bune, sunt binevenite și rezolvă o parte din problemele pe care și noi le-am semnalat, inclusiv legat de ordonanța 114. Aș spune însă două elemente care sunt problematice și care creează o distorsionare a sistemului respectiv. În primul rând este vorba despre limitarea salariilor la funcțiile de demnitate publică și, ca să fie clar, nu mă refer la administrația publică centrală, ci mă refer la administrația publică locală. Legea salarizării unitare se prevede că niciun salariu dintr-o autoritate a administrației publice locale nu poate să ajungă maxim până la nivelul unui viceprimar, respectiv vicepreședinte de Consiliul Județean. Prin faptul că la nivelul cel mai mare de demnitate publică se impune păstrarea nivelului de anul trecut, dar în structura proprie această chestiune nu se face, în foarte multe autorități publice locale vom avea o creștere a salariilor a funcționarilor publici, care se vor ridica tot mai mult până la salariul viceprimarului, o veche meteahnă pe care am avut-o de-a lungul timpului în administrația publică locală. Și am avut și în administrația publică centrală, în care funcționari, oameni din subordinea conducătorului instituției, aveau salarii mai mari decât conducătorul instituției, care își asumă pe semnătură întreaga răspundere pentru activitatea instituției. Deci aici avem o problemă. Chiar dacă nu se depășește acest nivel, dacă se va continua cu acest sistem în următorii 2-3 ani, iarăși vom avea o distorsionare a sistemului de salarizare în sectorul bugetar. 2. Noi, foarte sincer, nu înțelegem această secretizare a veniturilor unor persoane din sectorul bugetar. Deci noi nu putem să înțelegem de ce salariul unui șef de post dintr-o comună este trecut la secret. Deci este inexplicabil pentru noi de ce transparența, în mod expres, în această ordonanță, este exclusă în cadrul tuturor funcțiilor din sistemul de ordine publică, apărare și securitate națională. Și mai ales mă refer la sistemul de ordine publică. La celelalte două, și acolo e de discutat, dar la sistemul de ordine publică, oare de ce? Asta așteptăm și noi un răspuns. Având în vedere toate cele pe care le-am avut și părțile bune care sunt totuși în această ordonanță, noi vom susține și o să rugăm colegii de la Cameră
toate partidele să încercăm să îmbunătățim această ordonanță sau să luăm ceea ce este bun din această ordonanță și să eliminăm ceea ce creează noi probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Pe procedură, doamna senator Gorghiu, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! Cu acceptul colegilor vreau să vă fac o propunere, dat fiind faptul că acest proiect e unul complex și a ținut agenda publică mai bine de un an de zile. O să vă rog să vă gândiți la oportunitatea ca fiecare grup parlamentar să mai aibă un vorbitor care să ridice în fața plenului în dezbatere aspectele pe care consideră că merită să le sublinieze grupul parlamentar respectiv. Deci, ca atare, propunerea pe care o fac plenului este să permită să existe doi vorbitori pentru grupurile politice parlamentare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! A fost făcută o procedură de derogare de la regula generală, un vorbitor pe grup. Supun votului dumneavoastră propunerea formulată de grupul PNL pentru a mări timpul de dezbatere cu cât un vorbitor alocat de grup. Vă rog, vot! +2, 46 pentru, 59+2, 61 împotrivă, 0 abține. Propunerea este respinsă. Listă, mai puțin mâinile ridicate. Concluzionăm, încheiem dezbaterile generale. Puțin atenție, stimați senatori. Considerăm încheiată dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comun al comisiilor este de admitere cu amendamente admise la proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgență și amendamente respinse. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Raportul cu amendamentele admise la proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență se supune votului. Vă rog, vot! Da. Pentru 64 plus 71 în total, 44 și abțineri. Trei abțineri. Deci raportul cu amendamente admise pentru respingerea ordonanței de urgență a fost adoptat. În această situație, doar o secundă, este vorba de raport. Se supune pe cale de consecință la vot proiectul de lege pentru respingerea ordonanței. Vă rog, vot! +7, 49, 40+42 în total împotrivă, abțineri 3, proiectul de lege pentru respingerea ordonanței a fost adoptat, s-a solicitat listă și explicarea votului. Vă rog, domnul senator, PNL. Stimați colegi din actuala majoritate a Senatului, ordonanța 1 nu făcea nimic altceva decât să corecteze niște efecte dezastroase pentru economie pe care ordonanța 114 dată de guvernul dumneavoastră le-a produs. Să înțeleg că ați votat astăzi dumneavoastră pentru reintroducerea supraaccizei la combustibil, da? Probabil că nu-i bine că România azi, datorită efectelor ordonanței 1, plătesc cel mai mic preț la pompă la combustibil din Uniunea Europeană. Să înțeleg de asemenea
că ați votat azi pentru introducerea suprataxei numită contractele part-time. Probabil că dumneavoastră azi, adică sigur ați votat pentru ca românii să plătească amenzi auto foarte, foarte mari. Ați votat de asemenea pentru eliminarea de pe piața românească a companiilor de ride-sharing. Doriți, probabil dumneavoastră, ca un sector foarte important cu un progres economic extraordinar, ITNC-ul, să fie afectat serios prin votul dumneavoastră de azi. Doriți, de asemenea, probabil, și țineți neapărat, să aplicați ideile domnului Dragnea de a naționaliza pilonul 2 de pensii și de a falimenta administratorii privați ai pilonului 2 de pensii. Pentru că asta ați votat. Domnul senator, cu toată deferența, este vorba de explicarea votului dumneavoastră și al grupului politic, nu al altora. Imediat. Probabil că doriți încă o majorare a prețului la gaze naturale. Pentru că prin efectele ordonanței 114, toți producătorii de gaz natural autohtoni, plus investitorii strategici, au fost dezavantajați și un singur operator economic a fost avantajat. Un operator economic care se numește Gazprom. Asta ați votat din nou azi. Domnul senator, nu suntem la dezbateri generale, este de vorba aceea, de explicarea votului dumneavoastră și al grupului politic. Închei într-o frază. De aceea, senatorii Partidului Național Liberal azi au votat împotriva propunerii dumneavoastră de la comisie. Mulțumesc. Mulțumesc. La explicarea votului, domnul senator Zanfir mi-a semnalat dorința de a interveni. Vă rog. Fondul 3. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Dom'le, cred că nu puteam măcar o dată să n-auzim că tot ceea ce votăm noi acum e în favoarea rușilor. Dom'le, s-a întâmplat și de data asta. Iată ce am votat noi astăzi ca să-i favorizăm pe ruși. Asta că e marota care a consacrat de o bună bucată de vreme toată acțiunea PNL-ului astăzi. Dom'le, dar nu vorbiți nimic de ce ați eliminat taxa pe activele bancare? Cine câștigă din eliminarea taxei pe activei bancare? Ați criticat tot timpul cu ordonanța 114 așa o varză în care intre mai multe lucruri. Voi ce ați făcut acum cu ordonanța 1? Sigur, ați mascat înghețarea salariilor demnitarilor, dar acolo mai jos ați băgat astea. Exact politica pe care o faceți de când sunteți la guvernare. Toate ordonanțele de urgență sunt în favoarea sistemului financiar bancar, al corporațiilor și împotriva oamenilor. Asta vă definește și anume capitalismul de pradă. Asta faceți cu această ordonanță. Știm foarte bine ce am votat. Am votat exact în favoarea oamenilor. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc că am încheiat explicația votului. Ne întoarcem la punctul 3 de pe ordinea de zi. L-am dezbătut mai devreme și ajungem la votul inițiativelor legislative, legi organice. Este vorba de propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Am terminat mai devreme dezbaterile generale. Trecem la votul asupra propunerii legislative. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaților. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise a propunerii legislative. Această propunere face parte din categoria legilor organice. Senatul este camera decizională. Vă rog, vot! Vă rog, vot! Cu 4, 74, contra 0, abțineri 36, proiectul plus 2 abțineri, da? Raportul comisiei a fost adoptat și se supune votului propunerea legislativă. Vă rog, votați!
Vă rog, semnalați cu mâna ridicată cei care votați pentru sau contra. Numărați. +6, 79, 0 împotrivă, abțineri 34, sunt încă două abțineri, 36 abțineri. Proiectul, propunerea legislativă este adoptată. Continuăm cu ordinea de zi, punctul 9 pe ordinea de zi, lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 39, per 2017, privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței, numărul 21, per 1996. Atrag atenția colegilor că și aceasta este o inițiativă legislativă având caracter organic. Domnul senator Bodog, pe procedură, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vă solicităm în numele grupului PSD trimiterea la comisie pentru a corecta unele dispoziții tranzitorii, termen 2 săptămâni. Există o propunere de retrimitere la comisie, termen 2 săptămâni. Supun votului dumneavoastră această propunere. Rog vot. Rog semnalați cu mâna ridicată fiecare cum votează, cei care nu aveți cartele. 110 voturi, 104 plus 6, 110, 0 împotrivă, 0 abțineri. Propunerea este aprobată. Punctul 10 de pe ordinea de zi, propunere legislativă privind statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Procedură, domnul senator Dircă și după aceea domnul senator Bodog. Stimați colegi, rugămintea este să întoarcem acest proiect de lege la comisie pentru 2 săptămâni. Vă mulțumesc. Domnul senator Bodog, văd că este în consonanță de plină cu procedura propusă anterior. Există deci o propunere de retransmitere la comisia competentă pe fond, 2 săptămâni. Supun votul la această propunere. Rog vot. No. +6, 105 pentru, un vot împotrivă, 0 abțineri. Propunerea de retrimitere la comisie este aprobată. Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiectul de lege, doar o secundă. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 77/2018 pentru completarea art. 67, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Declar deschise dezbatere generală asupra proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege, doamna secretar de stat Lidia Barac de la Ministerul Justiției. Vă rog, aveți cuvântul, microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernul nu mai susține acest proiect de ordonanță de urgență, întrucât efectele acestei ordonanțe s-au produs cu privire la articolul 2, pe de o parte, iar pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii a fost exclus din procedură, ceea ce nu este în ordine. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar de stat. Aș dori să invit un reprezentant al Comisiei Juridice, denumiri, disciplină, imunități și validări pentru prezentarea raportului. Domnul președinte Șerban Nicolae, vă rog să prezentați raportul Comisiei dumneavoastră. Microfonul 7. Imediat, domnule președinte. Uh,
raport asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 77/2018 pentru completarea art. 67 din legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Această propunere legislativă a fost avizată favorabil cu observații și propuneri de Consiliul Legislativ. La dezbatere au participat în conformitate cu prevederile art. 63 din regulamentul Senatului doamna Lidia Barac, secretară de stat în Ministerul Justiției. În ședința din 10 decembrie 2019, membrii Comisiei Juridice de Numiri, Disciplină, Imunități și Validări au dezbătut proiectul de lege și au hotărât cu majoritate de voturi din cei prezenți să adopte un raport de admitere fără amendamente. Supunem plenului Senatului raportul Comisiei Juridice de admitere și proiectul de lege cu precizarea că această propunere intră în categoria legilor organice, iar Senatul este cameră decizională. Vă mulțumesc. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, mă îndoiesc, dar la dezbaterele de fond, domnul senator Dircă mi-a semnalat dorința de a lua cuvântul. Vă rog și alți colegi dacă doresc să-mi semnaleze acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, ne aflăm în cadrul dezbaterilor unui proiect de lege pentru aprobarea ordonanței 77/2018, o ordonanță aspru criticată de către asociațiile profesionale de magistrați, o ordonanță adoptată din voința lui Liviu Dragnea de către Tudorel Toader, care în mod nepermis și inedit a creat practic sistemul prin care șeful inspecției judiciare, la acel moment Lucian Netejoru, cât și adjunctul acestuia, au putut să-și continue să-și exercite atribuțiile și după încetarea mandatului. Și iată că în acest fel, cele două persoane în cauză, pentru că până la urmă a fost vorba de cele două persoane și nu s-a creat un principiu aici, au putut să execute în continuare dorința liderului Liviu Dragnea. Este inadmisibil și este pentru prima oară când se întâmplă ca o ordonanță de urgență să fie adoptată fără să existe, nici măcar nu a fost solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii, o chestiune obligatorie în astfel de situații, și este pentru prima dată când politicul ajunge să determine cât de mult stă în funcție un reprezentant al unei instituții din cadrul sistemului judiciar. Astfel de erori, astfel de abateri foarte grave nu trebuie să se mai repete. Și pentru că suntem cameră decizională, vă rog să votați astfel încât să respingem această ordonanță de urgență, mai ales că nici în momentul de față ministerul nu mai susține adoptarea acestei ordonanțe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator! Dacă sunt alte intervenții, dacă nu, considerăm încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Subliniez faptul că proiectul de lege a fost adoptat aici de Camera Deputaților. Raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul este camera decizională. Puțin atenție, trecem la vot. Este lege organică. Supun votului raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței și se va da un singur vot. Vă rog, vot! Cum votăm? Rugăminte, cine a votat cu mâna ridicată pentru... Ridicați mâna foarte clar. 1, 2, 3, 4. Senatorul Romașcanu, ați votat fără cartelă? 5. Senatorul... Sunt 5. Senatorul Gheorghe Marin, ați votat cu mâna? Cu mâna sau cu cartelă? Cu mâna. Deci cerem și listă... 63, nu, era, l-am notat, 63 plus 6 sunt 69. Și senatorul de la Olt, PSD, da? Sunt 70. Și senatorul Avram, sunt 71 de voturi. Despre ce
ce-i vorba, Dirk? George! Da, cer listă solicitată de Parlament. Am o rugăminte, ca să nu fie niciun fel de dubiu, Sunteți cu mâna ridicată, nu sunteți cu mâna ridicată. Vă rog să reluăm votul, dar cu mâna foarte clar ridicată. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Pentru că este foarte greu pentru secretari și pentru mine să putem să luăm acest vot. Procedură. Vă rog. Doamna senator Gorghiu, microfonul 2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu uitați că sunteți pe scaunul acela ca să gestionați ședința așa cum trebuie, nu să cereți voturi pentru ulterior, ca atare. Procedura o știți la fel de bine ca și mine, una de excepție. Când nu ai cartelă, în timpul votului electronic, colegii dumneavoastră stau cu mâna ridicată în sensul votului pe care doresc să-l exprime. Nu am văzut nicio mână ridicată în timpul procesului de vot electronic și vă rog să verificați cu casetele video că ceea ce spun eu este corect. Deci votul pe acest proiect de lege este de 63 de voturi pentru atâtea cât ați înregistrat electronic ca atare. Fiind o lege organică, a fost respinsă și vă rog să comunicați plenului rezultatul votului și faptul că această lege organică a fost respinsă conform votului dat de plen. Că dumneavoastră ulterior, văzând că legea a picat, v-ați apucat să întrebați care mai sunteți, mă, prin sală, care? Și ăla acolo, și ăla prin spate. Au intrat doi în sală, iarăși se poate vedea pe camerele de luat vederi că n-au fost acești doi colegi ai dumneavoastră în plen în momentul în care s-a exercitat votul. Deci vă rog măcar atât, respectați regulamentul. Dacă nu vă capacitați colegii să fie în sală și să voteze regulamentar, vă rog din suflet, măcar dumneavoastră care sunteți, pretindeți că sunteți un legalist și eu respect acest lucru, cred că trebuie să țineți cont de ceea ce s-a întâmplat la momentul acesta în sală. Altfel, o să deveniți același instrument al PSD care, la momente evidente, nu respectă regulamentul. Mai este un punct de procedură înainte, însă, de punctul de procedură. O precizare și cu calm. Există o lipsă de acord între cei doi secretari de ședință cu privire la voturile cu mâna ridicată. Și este corectă observația mea și vă pot confirma secretarii de ședință. Ăsta este sensul pentru care vom vedea care e punctul de procedură, dar apelul meu a fost ca lucrurile să fie foarte clar exprimate și la voturi împotrivă, și la abțineri, și la voturi pentru cei care nu au cartelă. Nu este vina președintelui de ședință, dar e o procedură și v-am explicat despre ce e vorba. Vă rog, domnule senator Bodoc. Procedură, mulțumesc, domnule președinte. Grupul PSD contestă votul, motiv pentru care vă solicităm reluarea votului. Da, deci există o propunere de reluare a votului, pentru asta însă va trebui să supun votului dumneavoastră această propunere a vice-liderului PSD. Vă rog să vă așezați în fotoliile dumneavoastră și vă rog să vă exprimați votul de o manieră foarte clară, astfel încât între cei doi secretari de ședință să nu mai existe contradicții atunci când numără aceste voturi. Da? Vă rog. Supun votului propunerea vice-liderului PSD. Rog, vot! Pentru 62 plus 7 sunt exact 69. 13 plus câte? Împotrivă. Cei care au ridicat mâinile, stimați colegi, n-au votat împotrivă, 13 contra, o abținere. În orice caz, procedura a fost aprobată de reluarea votului. Vă rog să luați loc în scaunele dumneavoastră. Da, deci vă rog, cei care votați fără cartelă, să vă ridicați în picioare pentru a fi vizibil pentru toți colegii. Da, reluăm votul potrivit rezultatului votului pe procedură. Vă rog, fiți atenți. Reluăm votul. Supun votului dumneavoastră proiectul de lege. Vă rog, vot! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, unde sunt? Sunt 6. 62, 62 plus 6 sunt 68. În consecință,
Contra 16, abțineri 7. Proiectul de lege a fost respins, președintele, domnul senator Nicolae. Președinte, stimați colegi, era un proiect de lege de aprobare a unei ordonanțe. Vă rog să supuneți la vot proiect de lege privind respingerea ordonanței. În caz contrar, dacă niciuna din cele două propuneri nu întrunește un număr de 69 de voturi minim, vom relua votul pe această propunere legislativă într-o sesiune următoare sau într-o ședință următoare. Fac precizarea că ordonanța este încă în vigoare și produce efecte. Vă doresc succes, mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Într-adevăr, dacă proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență nu întrunește votul majorității senatorilor, se supune la vot proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog frumos să vă pregătiți pentru vot. Deci, supun la vot proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog, vot! Băi, extraordinar! 36 pentru, contra 44, plus câte? 5 sau 4. 48 împotrivă, abțineri 8, nu votez 8, deci proiectul de lege de respingere nu a întrunit majoritatea necesară. Astfel încât vom relua dezbaterea acestei ordonanțe la o ședință viitoare. Punctul 12 de pe ordinea de zi, legea pentru modificarea și completarea legea pentru modificarea și completarea art. 10 din legea numărul 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în procedură de reexaminare. Declar deschisă dezbaterile generale, dau cuvântul reprezentantului guvernului pentru a prezenta punctul de vedere al executivului. O invit pe doamna secretar de stat Lidia Barac de la Ministerul Justiției, microfonul 8. Mulțumesc, domnule președinte, guvernul nu susține acest proiect de lege, întrucât nu consideră că frecvența infracțiunilor de evaziune fiscală nu justifică dezincriminarea acestor infracțiuni. În mare parte, ele sunt fapte de pericol social ridicat și, pe de altă parte, codul penal are suficiente instrumente de individualizare a sancțiunilor în cazul achitării prejudiciului. Acestea sunt motivele esențiale pentru care considerăm că acest proiect nu este binevenit. Mersi. Mulțumesc. Comisia pentru Constituționalitate și respectiv Comisia Juridică, Numiri, Disciplină, Imunități și Validări au elaborat un raport comun. Îl invit pe președintele Comisiei Constituționalitate, domnul senator Fălcoi, să prezinte raportul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Constituționalitate și Comisia Juridică au hotărât cu majoritate de voturi să adopte menținerea raportului de admitere cu amendamente a legii trimise la promulgare, astfel cum au fost întocmit inițial. În consecință, Comisia pentru Constituționalitate și Comisia Juridică de Numiri, Disciplină, Imunități și Validări supun spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul comun suplimentar prin care mențin raportul inițial de admitere cu amendamente admise a legii pentru modificarea și completarea articolului 10 din legea numărul 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu specificația că această lege face parte din categoria legilor organice și Senatul este prima cameră sesizată. Mulțumesc, deschidem dezbaterile generale, întrebări, intervenții pe fond, domnul senator Dircă mi-a semnalat. Dacă sunt și alte intervenții, vă rog să-mi semnalați. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Suntem în situația în care trebuie să reexaminăm această lege și să o punem în acord cu decizia Curții Constituționale a României. Decizia Curții ne spune foarte clar că modul în care noi am adoptat această lege a fost unul greșit, iar prevederile pe care le conține această lege sunt la fel total neconstituționale. Pe lângă faptul că inițiatorii, și mă refer aici la colegii din grupul PSD, au înființat programul Prima Evaziune Fiscală, în care nimeni
nu va mai fi sancționat dacă comite fapte de evaziune fiscală până într-o 100.000 de euro sau chiar până în 50.000 de euro. Inițiatorii, în momentul în care am discutat în cadrul comisiei și am reexaminat această lege, au venit cu amendamente care depășesc cu mult cadrul constituțional cu care noi aici am fost învestiți de către Curtea Constituțională, și anume trebuia să ne referim strict și să modificăm acele articole declarate neconstituționale. Dar nu, noi am depășit cu foarte mult cadrul și am venit și am adus chiar amendamente noi care fac legea și mai nocivă față de varianta inițială în care a fost amendată, astfel că, deși în cadrul legii se reține că, vă dau un singur exemplu, se reține că scapă nepedepsită persoana care odată într-un an a încălcat legea și a comis fapta de evaziune fiscală, dar a venit și a returnat prejudiciul cauzat, plus o amendă de 20%, iată că în momentul de față nu se mai poate stabili, pentru că nu se mai reține această faptă, deși o faptă penală, ea, dacă achiziți prejudiciul, nu mai devine o faptă penală. Sunt jurist de 18 ani și vă jur că este prima oară când eu văd reglementat că o faptă penală, dacă achiziți prejudiciul, ea nu mai este faptă penală. Este inadmisibil așa ceva. Nu, despre... Motiv pentru care eu vă solicit să respingem această lege întru totul, mai ales că în România evaziunea fiscală se ridică la aproape 40%, bani pe care îi putem folosi și să investim în sistemul național de sănătate, în sistemul național de educație. Noi nu trebuie să încurajăm comiterea evaziunii fiscale, ci trebuie să încurajăm și trebuie să ajutăm statul să culeagă acești bani, să-i aducă la bugetul de stat. Vă mulțumesc și vă rog să aveți în vedere poziția pe care am exprimat-o. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții, dacă nu, închidem dezbaterile generale, trecem la votul asupra legii și vă reamintesc că ne aflăm în faza reexaminării legii ca urmare a deciziei Curții Constituționale 147 din 2019. Raportul suplimentar comun al comisiilor este de admitere a legii în forma transmisă la promulgare cu amendamente admise. Legea face parte din categoria legilor organice. Senatul este prima cameră sesizată. Raportul cu amendamentele admise se supune votului. Vă rog, vot! Deci, pentru 67 plus 6, 73, contra 30 plus 2, 32, o abținere, în consecință, raportul cu amendamentele admise a fost adoptat, s-a solicitat listă. Domnul vicelider Bodoc, veniți puțin, vă rog frumos. După ce ne-am clarificat, sunt 67 de voturi pentru, plus 5, nu plus 6, da? Sunt 73 de voturi pentru. Raportul cu amendamentele, celelalte rămân valabile, cele împotrivă. Doar o secundă, suntem în procedură de vot. Se supune votului legea. Procedură, vă rog. Microfonul. Mulțumesc. Aș dori să se consemneze nominal cei care au votat cu mâna ridicată pentru a verifica să nu-i vedem și pe listele de vot cu cartelă. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu rog secretarii de acum înainte să-mi expliciteze clar numele celor colegilor care votează, indiferent cum votează. Deci, se supune votului legea. Vă rog, vot! Notați-vă. Avram.
66 pentru, la care se adaugă încă 6 persoane. Și vă rog încă o dată să-i menționăm: domnul senator Vulpescu, da, domnul senator Radu Oprea, domnul senator Avram, domnul senator Romașcanu, domnul senator Marian Pavel și domnul senator Matei, Bogdan Matei. Împotrivă au fost câte voturi? Două care se adaugă la... ...31 plus două voturi, deci sunt 33 împotrivă și câte abținere? O abținere. Deci legea a fost adoptată. Și listele solicitate, da? Procedură, domnul senator Dircă, vă rog. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, pentru că eu am înțeles că sunt 6 colegi de la PSD și 2 de la USR care astăzi nu au cartelele de vot și sunt perfect de acord. Însă, ce se întâmplă și care este problema pe care noi avem sus la prezidiu? Vă rog, cei care nu aveți cartele, să ridicați mâna, pentru că altfel, dumneavoastră, sunteți prezumați că ați votat. Ori eu cred că cel care se află în sală, există și posibilitatea să nu voteze, da? Dumneavoastră ați votat de fiecare dată. Stați colegi care nici măcar nu au ridicat mâna, dar au fost numărați că au votat. Eu cred că minim de diligență este să ridicăm mâna atunci când se exprimă votul. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru corectitudine. Colegii care au votat împotrivă sau pentru au ridicat mâna sau chiar s-au și ridicat în picioare după apelul meu. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 13. Vă rog puțină linie. Este ora 18, declarăm închise ședința de astăzi. Mulțumesc! Da, înainte de a închide definitiv această ședință, programul de lucru al Senatului pentru perioada 17-22 februarie 2020, luni 17 februarie, pe programul pe care îl cunoaștem, 12-30 ședință pregătitoare, 13 ședința biroului permanent, 14-16 lucrări în grupurile parlamentare, 16-18 lucrări în plenul Senatului, 17 vot pe caracter inițiative legislative caracter organic, 18-18-15 pauză, 18-15-19-45 întrebări, interpelări, răspunsuri, marți 18 februarie lucrări în comisiile permanente, 19 miercuri declarații politice lucrări în plenul Senatului și lucrări în comisiile permanente, joi 20 februarie lucrări în comisiile permanente între orele 9 și 16, vineri 21 februarie activități în circunscripțiile electorale, la fel și sâmbătă 22 februarie. Vă mulțumesc!
Rog colegii care au rămas pentru întrebări, interpelări, să semnaleze cei care doresc să ia cuvântul înainte de a începe. Da? Da. Bună ziua, stimați colegi. Conform programului aprobat, începem sesiunea de întrebări, interpelări și răspunsuri de astăzi, 10 februarie 2020. Conducerea ședinței fiind asigurată de subsemnatul Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnul senator Ion Gana și domnul senator George Eduard Dircă, secretari ai Senatului. Vă propun să începem cu segmentul de interpelări și, bineînțeles, colegii care au și întrebări le pot adăuga. Și aș dori, pentru început, să o invit la microfon pe doamna senator Zbârnea Liliana din partea grupului senatorial PSD. Se pregătește domnul senator Goțiu din partea grupului senatorial USR. Vă rog. Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. Pentru seara aceasta am o interpelare adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul afacerilor externe. Obiectul întrebării, copiii afectați de statutul părinților care lucrează în Marea Britanie. Stimate domnule ministru, conform datelor statistice, avem peste 400.000 de români care trăiesc și lucrează în Marea Britanie. În pofida asigurărilor oficiale că lucrătorii români își vor putea păstra locurile de muncă în Regatul Unit, unii se confruntă deja cu probleme birocratice legate de obligativitatea demonstrării continuității în țara unde muncesc pentru a putea accesa rezidența permanentă. Acum nu mai putem vorbi despre eventualități. Brexitul a avut deja loc, urmările lui nu pot fi cuantificate însă oricâte planuri și proiecte se efectuează în cancelarile oficiale. Românii spun că nu pot demonstra uneori că au avut continuitate pur și simplu pentru că dovada faptului că au lucrat continuu pe teritoriul britanic lipsește din înregistrările aflate pe rolul serviciilor sociale specializate. În aparență, drepturile unui rezident temporar sunt egale cu ale unui rezident permanent. Cel puțin așa susțineți dumneavoastră în interviuri sau alte materiale destinate presei. Cu toate acestea, copiii celor care sunt angajați ca rezidenți temporari nu au aceleași drepturi precum ceilalți. În timp ce copiii românilor care au primit aprobarea pentru rezidență permanentă și sunt născuți după această aprobare sunt automat și cetățeni britanici, ceilalți nu primesc acest drept, urmând situația părintelui aplicant pentru viza de rezidență. În aceste condiții, v-am rugat, domnule ministru, să detaliați modul în care Ministerul Afacerilor Externe român îi sprijină pe cetățenii români care se confruntă cu situații de acest gen, inclusiv a celor care au dreptul legal la rezidență permanentă și nu o primesc din diverse erori birocratice, precum și a celor care urmează să meargă în Marea Britanie după 31 decembrie 2020, când se va încheia perioada de tranziție. Cum gândește Ministerul Afacerilor Externe, ca actor de prestigiu al guvernului român, fie și el și de tranziție, contribuția sa la influențarea negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit pentru identificarea celor mai bune soluții ale unui regim nediscriminatoriu pentru cetățenii români care vor să se stabilească în Marea Britanie după ce perioada de tranziție Brexit va expira? Să nu uităm că accesul la instituțiile de învățământ superior ale Marii Britanii a fost unul dintre marile avantaje ale studenților români care nu ar fi avut acces la acest tip de educație dacă România nu intra în Uniunea Europeană. Costul ridicat al accesului la studii ar fi fost un impediment uriaș al celor care au fost acceptați la studii pentru rezultatele lor de excepție. Cu aleasă considerație, senator PSD Liliana Zbârnea, circumscripția electorală numărul 10, Buzău. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc, domnul senator. Îl invit la microfon pe domnul senator Gociu Remus Mihai din partea grupului senatorial USR. Se pregătește din partea senatorilor neafiliați doamna senator Covaciu Severica Rodica. Domnule senator, aveți cuvântul. Bună seara. Interpelarea pe care o depun astăzi este adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnului ministru Costel Alexe. Stimate domnule ministru, săptămâna trecută mi-au fost transmise noi imagini și filmări cu mai multe exploatări de lemn în care au fost încălcate regulile de exploatare. Tăierile au fost realizate în județul Argeș, în mai multe localități de pe raza comunei Nucșoara, iar faptele care mi-au fost semnalate sunt următoarele. 1. La rampa de încărcare Bușteni, de pe malul tehnic stâng al râului Doamnei, aparținând SECE Hristo Unico SRL, buștenii au fost transportați direct prin albia râului Doamnei. De asemenea, s-au construit drumuri tehnologice de scos apropiat Bușteni, cu pante înclinate mai mari de 25 de grade, contrar prevederilor legale. 2. La mai multe rampe cu sute de metri cub de bușteni de rășinoase, respectiv FAG, pe Valea Cernatului, lipsesc panourile cu elementele de identificare ale parchetelor. 3. La exploatările forestiere desfășurate în amonte de barajul de captare Baciu de pe Valea Rea, comuna Nucșoara, s-au realizat drumuri de scos apropiat prin pădure cu pante mai mari de 25 de grade. Țin cont de cele arătate, vă solicit următoarele. 1. Să dispuneți un control la exploatările enumerate din partea gărzii forestiere și a gărzii de mediu competente, ale cărui rezultate să mi le transmiteți cu celeritate. 2. Să-mi transmiteți câte o copie de pe actele aferente exploatărilor, respectiv APV-uri, autorizații de exploatare, procese verbale de predare, primire a parchetelor, procese verbale de reprimire a parchetelor, precum și licențele firmelor de transport și schițele parchetelor. 3. Să-mi transmiteți harta fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Domnești, județul Argeș. Și 4. Să-mi transmiteți copii de pe procesele verbale de predare primire a parchetelor din toate unitățile de producție private sau ale statului, aflate în administrarea Ocolului Silvic Domnești, județul Argeș. Aștept răspunsul la solicitările de mai sus în scris. Mihai Goțiu, senator USR de Cluj. Cu permisiunea dumneavoastră, o să mai dau citire și unei întrebări pe care o adresez tot Ministerului Apelor, Mediului, Apelor și Pădurilor, domnului ministru Costel Alexe. De acord, vă rog. Obiectul întrebării este legat de apele pe care le protejăm. Stimate domnule ministru, săptămâna trecută, pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, s-a aflat și aprobarea unei hotărâri privitoare la sectoarele cursurilor de apă pe care sunt interzise realizarea de lucrări și alte activități umane. Acest lucru reprezenta o obligație mult întârziată a Guvernului României, care ar fi trebuit să realizeze această listă în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență numărul 78/2017. Este vorba de ordonanța prin care s-a dat o transpunere mai adecvată a Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene în condițiile infringementului împotriva României cauzat de distrugerea râurilor de munte băgate pe țeavă de mafia microhidrocentralelor. Am discutat acest subiect cu dumneavoastră după preluarea mandatului și la începutul acestui an și v-am rugat să urgentați adoptarea hotărârii de guvern, dar am subliniat că înaintea adoptării listei în discuție să o faceți publică, pentru a permite specialiștilor și persoanelor legitim interesate să o consulte și să poată formula obiecții ori să solicite completări. Până la data depunerii acestei întrebări, nu am găsit publicată în monitor oficial această hotărâre de guvern, ci doar lista de pe site-ul Guvernului, care a generat controverse în spațiu public. Principala obiecție și supărare e că această listă, potrivit formulării, protejează doar sectoarele de cursuri de apă aflate la o altitudine mai mare de 1500 de metri. Mai exact, nu prea protejează mare lucru, în condițiile în care, peste această altitudine, aveam doar izvoare și pâraie, problemele majore care au adus România în infringement fiind sub această altitudine. Printre amenințările și distrugerile de râuri menționate de ecologiști, rămase în afara protecției amintite, se numără Bistra Mărului și Șucul din Munții Țarcului, râul Porcu, un afluent al Jiului, râul Mare din Retezat, râul Uz din județele Covazna și Bacău, râul Săpânța din Maramureș, râul Chițu și râul Bănița. Ținând cont de cele menționate, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări. 1. Cum s-a realizat această listă? Cine sunt specialiștii care au elaborat-o
și care au fost etapele de consultare și dezbatere publice parcurse? 2. Cum s-a ajuns la criteriul cu altitudinea de 1500 de metri? Au mai fost avute în vedere și alte criterii? Și 3. Care este posibilitatea și procedura ca această listă să fie amendată prin completare pentru a-și atinge cu adevărat scopul? Vă rog să-mi prezentați și un calendar cu privire la această procedură. Aștept răspunsuri în scris la solicitările de mai sus. Mihai Goțiu, senator USR de Cluj. Mulțumesc. Din partea senatorilor neafiliați, aș dori să o invit la microfon pe doamna senator Covaciu Severica Rodica. Se pregătește din partea grupului senatorial PSD. Rog colegii să fie de acord. Începem cu colegele. Doamna senator Arcan Emilia. Vă rog, doamna senator Covaciu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare și o interpelare, dacă o să-mi permiteți să le prezint pe amândouă. Sunt foarte scurte și la obiect. De acord, întrebarea se adresează domnului ministru al Agriculturii, Adrian Oros, și se referă la facilități acordate tinerilor agricultori. Stimate domnule ministru, Agenția Domeniilor Statului este o instituție finanțată integral de la bugetul de stat prin ministerul pe care îl conduceți, gestionând aproximativ 320.000 de hectare de teren. Din această suprafață, peste 230.000 de hectare sunt concesionate, însă tinerii fermieri nu beneficiază de terenuri, deși conform legislației, persoanelor până la 40 de ani care au absolvit învățământul de profil, li se pot concesiona terenuri cu destinație agricolă până la o suprafață de 50 de hectare. Vă solicit să-mi comunicați rațiunea pentru care ADS nu a concesionat terenuri agricole tinerilor ce îndeplinesc criteriile legale pentru a beneficia de aceste facilități, precum și măsurile pe care le veți lua pentru a acorda suprafețe de teren tinerilor în vederea susținerii producțiilor agricole autohtone. De asemenea, vă rog să-mi comunicați valoarea totală a ajutorului de minimis pentru agricultură acordat în 2019 la nivelul întregii țări, precum și modul în care s-a realizat alocarea valorică pentru fiecare județ în parte. Vă mulțumesc, senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Iar interpelarea mea este adresată doamnei Elena Doina Dascălu, prim vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, și se referă la certificatele de absolvire pentru cei care intermediază asigurări. Stimată doamnă prim vicepreședinte, conform unei norme interne, numărul 20 din 2018, emise de ASF, toți agenții de asigurări trebuie să urmeze cursuri de pregătire profesională continuă, specifice activității desfășurate. Ulterior, cursanții sunt examinați în cadrul unor sesiuni de evaluare organizate de Institutul de Studii Financiare și primesc certificate de absolvire. Norma amintită anterior precizează faptul că respectivele certificate sunt valabile doar 3 ani de la data obținerii lor. Vă rog să-mi precizați care este rațiunea pentru care aceste certificate expiră. Competențele dobândite de asigurători de-a lungul activității desfășurate iar îndreptăți ca după 3 ani de zile să fie mult mai bine pregătiți decât erau la obținerea certificatelor și numai puțin competenți profesional, astfel încât să fie nevoiți a urma aceleași cursuri. Vă rog să aveți în vedere faptul că din cauza acestei prevederi din norma internă a Autorității de Supraveghere Fiscală, numeroși agenți de asigurare au renunțat să mai lucreze în domeniu. Taxele percepute pentru examinare, alături de cheltuielile adiacente, i-au determinat pe mulți dintre aceștia să renunțe la această activitate sau chiar să continue activitatea fără autorizație. Este cât se poate de evident faptul că reînnoirea certificatelor asigurătorilor au un singur scop, încasarea de bani la bugetul ASF. Având în vedere aceste aspecte, vă pun în vedere a elimina această prevedere din norma emisă de instituția pe care o conduceți pentru a stimula activitatea din domeniul asigurărilor. De asemenea, vă solicit să-mi puneți la dispoziție date referitoare la sumele încasate de ASF în urma organizării acestor cursuri, acestor examene în ultimii 2 ani, defalcat pe fiecare județ în parte. Mulțumesc, senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Mulțumesc, doamnă senator. Aș dori să o invit la microfon din partea grupului senatorial PSD pe doamna senator Arcan Emilia,
se pregătește domnul senator Salan Viorel din partea aceluiași grup senatorial PSD. Vă rog, domnul senator. Vă mulțumesc, distinse domnule președinte. Bună seara, distinși colegi. Întrebarea mea este adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministrul interimar al României, cât și domnului Marcel Velea, ministrul afacerilor interne interimar. Domnule prim-ministru, domnule ministru, zilele trecute au apărut în spațiul public informații privind ilegalități comise la numirea unor noi prefecți prin hotărârile semnate de dumneavoastră, care au fost schimbați din funcție dintr-o dată 28 de prefecți, 24 din aceste numiri sunt ilegale sau suspicionate ca fiind ilegale, potrivind unor surse de informare publice. Față de această situație, se ridică o serie de nedumeriri pe care vă solicit să le clarificați. Au prefecții și subprefecții numiți de dumneavoastră studiile sau cursurile necesare cerute de lege sau în această speță aplicarea legii este facultativă? Îndeplinesc noi prefecți și subprefecți toate condițiile de pregătire și legalitate pentru a fi numite în funcții publice? Ce justificare are graba cu care ați procedat la destituirea în masă a foștilor prefecți și numirea unor politruci în locul lor? Cum se împacă această numire de prefecți cu exigența depolitizării acestei funcții pe care o clamați propagandistic? Prin atacarea în justiție a hotărârilor de schimbare din funcție a foștilor prefecți, există riscul să ne trezim că avem nu numai surplusul de subprefecți pe care l-ați adoptat, ci și cu două persoane pe un post de prefect. În conformitate cu articolul 112 din Constituția României și articolul 173.3 din Regulamentul Senatului, aștept răspunsul dumneavoastră înscris la Senatul României, cu speranța că veți înțelege necesitatea comunicării și cooperării loiale între Parlament și Guvern. Vă mulțumesc și cu permisiunea dumneavoastră, mai am o întrebare pentru domnul prim-ministru interimar Ludovic Orban, cât și pentru doamna ministru interimar Violeta Alexandru. Desigur, vă rog. Domnule ministru, doamnă ministru, săptămâna trecută ați declarat și denunțat în REM neutilizarea de către pensionari a biletelor de tratament acordate potrivit legii. Nu înțeleg ce ascunde declarația sau amenințarea dumneavoastră prin care vreți transparența total în materia biletelor de tratament pentru pensionari. Se taie cumva și acestea? Ce să creadă pensionarii din nemulțumirile dumneavoastră în această problemă, din moment ce nu ați întreprins vreo măsură pentru un acces facil la aceste bilete? În numele unor mai mulți pensionari din județul Neamț, îngrijorați de eliminarea acestei prestații, vă solicit un răspuns mai explicit cu privire la acordarea biletelor de tratament pentru pensionarii din acest an. Aștept răspunsul dumneavoastră înscris la Senatul României în conformitate cu articolul 112 din Constituția României. Vă mulțumesc! Tot cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi permiteți să dau citire interpelării. Vă rog! Interpelarea mea este adresată tot domnului prim-ministru interimar Ludovic Orban, precum și ministrilor care reprezintă toate ministerele din acest guvern. Și obiectul interpelării l-am intitulat prezența obligatorie a miniștrilor sau secretarilor de stat la lucrările comisiilor permanente, comisiilor de specialitate, cât și lucrările din plenul Senatului. Doamnelor și domnilor miniștri, prin prezenta interpelare vă precizez că prezența miniștrilor și a secretarilor de stat la lucrările comisiilor permanente ale Senatului, a ședințelor plenare ale camerilor, nu este una facultativă, cum lasă să se înțeleagă atitudinea actualilor reprezentanți ai executivului, ci și așa cum stipulează Constituția României și regulamentul Senatului și al Camerii, este obligatorie și legală și nu facultativă. Vă informez că până la data la care prezint această interpelare, lipsa, absența miniștrilor de linie și a secretarilor de stat la activitatea comisiilor permanente de specialitate a Senatului și în plenul acestuia
Este o realitate pe care o constatăm zilnic de la data învestirii Guvernului, tocmai din anul 2019, din luna noiembrie. Este necesară prezența miniștrilor și a secretarilor de stat în comisiile permanente, cât și în plenul dezbaterilor, pentru a-și susține propunerile, deoarece executivul și miniștrii au puncte de vedere, propuneri și opinii cel puțin discutabile pentru care trebuie să fie discutate. Iar eventualele programe de guvernare sau politici publice sectoriale pe care le aveți în proiect trebuie să ne fie aduse la cunoștință în mod oficial, pentru că noi să le putem dezbate și aproba în calitate de putere legislativă. Trimiterea unor consilieri sau directori sau funcționari fără competențe și expertiză profesională nu vă face cinste și nu vă pot ține locul, pentru că aceste dezbateri trebuie dezbătute în plenul Senatului și nu sunt facultative prezența acestora. Vă solicit să luați măsuri de remediere a acestei situații, deoarece sfidarea și ignorarea Parlamentului, tratarea cu aroganță a normelor și valorilor democratice, ne pot aduce de servicii la dezbaterea proiectelor în plenul Senatului. În conformitate cu articolul 112 din Constituția României și articolul 175 din regulamentul Senatului, aștept răspunsul dumneavoastră înscris la Senatul României, cu speranța că veți înțelege necesitatea comunicării și cooperării loiale din Parlament și Guvern. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Emilia Arcan, senator PSD de Neamț. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă senator. Aș dori să-l invit la cuvânt pe domnul senator Salam Viorel din partea grupului senatorial PSD. Se pregătesc domnii senatori Lupu Victorel și Pănescu Doru Adrian din partea aceluiași grup senatorial al PSD. Domnul senator Salam, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, am o interpelare și două întrebări. Interpelarea este adresată domnului Marcel Ion Vela, interimar ministru afacerilor interne. Obiectul interpelării, aspecte legate de aplicarea legii 364 din 2004. Stimate domnule ministru, printre măsurile de reformă a Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în documentul Reforma Ministerului Afacerilor Interne, examenul de capacitate al României, se numără și creșterea numărului de polițiști din patrule de ordine publică. Se exemplifică prin comparare cu modelul european, care prevede instituirea unui număr cât mai mare, cât mai posibil în patrulele de ordine publică, formate din 3 sau mai mult polițiști. Tot în acest document este prevăzută și măsura revenirii la conceptul poliției de sector, care și-a dovedit în trecut eficiența în raport cu nevoile și specificul muncii de poliție. De asemenea, potrivit documentului, este avută în vedere reînființarea brigăzii de asigurare a ordinii și liniștei publice, considerată o necesitate impusă de evoluția situației operative la nivel național, unde situația infracțională a căpătat noi valențe, atât prin manifestare, cât și prin maniera prin care aceasta ia amploare. În același timp, prin adresa numărul 27624 din 31.12.2019, mi-ați comunicat cu date puse la dispoziție de către Inspectoratele Generale al Poliției Române, al Jandarmeriei și cel pentru situații de urgență, că deficitul de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne depășește cifra de 10.000 de cadre, dintre care circa 700 reprezintă posturi vacante de conducere, în condițiile în care mențineți blocată încadrarea de personal încă din luna octombrie 2019. În aceste condiții, în care prin reforma pe care o preconizați vă propune să creșteți nivelul de siguranță publică, deși structurile din subordinea Ministerului se confruntă cu lipsa acută de personal, dar nu se pot face angajări, aș dori să vă întreb ce măsuri concrete ați adoptat până acum pentru a rezolva situația.
O întrebare tot pentru domnul Marcel Ion Vela, interimar, ministru al afacerilor interne. Obiectul interpelării îl reprezintă informații în legătură cu aplicarea legii 212 din 10-11-2017 pentru completarea legii 550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Stimate domnule ministru, în ultimii 2 ani a fost constatată apariția tot mai frecventă a urșilor în localitățile sau periferia lor, dar și în zona părților de schi, în stațiuni montane, fapt ce poate pune în pericol viața și integritatea turiștilor. Conform celor mai recente date, din 2019, în România au existat 6450 de exemplare la ursul brun, dar vânătorii susțin că cifre reale este în jur de 10.000. În aceste condiții, numărul incidentelor a crescut proporțional și cetățenii sunt din ce în ce mai îngrijorați de siguranța lor și a bunurilor pe care le dețin. Pentru a rezolva cât mai eficient această situație, am inițiat și Parlamentul României a adoptat legea 212 din 10-11-2017 pentru completarea legii 550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Potrivit acestei legi, jandarmii pot să aibă asupra lor și să folosească arme cu tranquilizare și dotările similare împotriva animalelor periculoase pentru a proteja persoanele și bunurile acestora. Pentru punerea ei în aplicare, am modificat de asemenea și celelalte acte normative conexe. Astfel a fost adoptată legea 13 din 2020 pentru modificarea și completarea legii vânătorii și protecției fondului cinegetic numărul 407 din 2006. Având în vedere situația existentă la nivel național, în care se produc tot mai frecvente atacuri ale animalelor periculoase asupra cetățenilor, dar și asupra gospodăriilor acestora, aș dori să cunosc în ce măsură personalul Jandarmeriei Române a fost pregătit pentru acest tip de misiuni. Și din acest punct de vedere aș dori să cunosc câți jandarmi au fost prevăzuți și câți au fost pregătiți pentru aceasta. De asemenea, doresc să cunosc dacă legislația se aplică la nivel național. Dacă nu, doresc să îmi spuneți care sunt cauzele care au generat această stare de fapt în contextul în care legea este în vigoare de 2 ani și ce măsuri concrete ați dispus. Cea de-a doua întrebare este adresată domnului Ionel Nicolae Ciucă, interimar, ministru apărării naționale. Obiectul întrebării îl constituie sărbătorirea Zilei Aviației Române. Stimate domnule ministru, vă readucem în atenție faptul că în județul Hunedoara se află locul în care s-a născut Aurel Vlaicu, inventator și pilot de excepție, un exemplu de curaj și abnegație. Și vreau să vă spun că particip cu emoție de fiecare dată la aniversările care îl sărbătoresc pe Aurel Vlaicu și țin vie amintirea pilotului pionier al aviației românești. În acest context, mulți cetățeni mi-au cerut să fac demersuri pe lângă instituțiile statului, astfel încât Ziua Aviației Române să fie sărbătorită în data de 19 noiembrie, care este totodată și ziua de naștere a ilustrului nostru inginer, constructor și pilot Aurel Vlaicu. Argumentul principal ce mi-a fost prezentat a fost o analogie. Așa cum Ziua Culturii Naționale a fost legiferată să fie în 15 ianuarie ziua de naștere a unicului și inegalabilului nostru poet Mihai Eminescu, și Ziua Aviației Române merită să fie legată direct de numele lui Aurel Vlaicu, inventator și pilotul care și-a urmat visul cu atâta pasiune, perseverență și determinare. Față de aceasta, v-aș ruga să-mi trimiteți punctul dumneavoastră de vedere al Ministerului Apărării Naționale cu privire la această propunere. Vă mulțumesc! Solicit răspuns în scris
la cele trei întrebare, în cele două întrebări și interpelare. Viorel Țălan, senator PSD, circumscripția 22, Hunedoara. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator. Aș dori să-l invit în cele ce urmează la microfon pe domnul senator Pănescu Doru Adrian din partea grupului senatorial PSD. Se pregătește domnul senator Lupu Victorel, de asemenea din partea grupului senatorial social-democrat. Domnul senator Pănescu, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este adresată atât doamnei Monica Anisie, ministru al Educației și Cercetării, cât și doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministru al Muncii și Protecției Sociale. Obiectul întrebării, problema cumulării pensiei cu plata cu ora în învățământul superior. În a doua parte a lunii decembrie anului trecut, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului pe bugetul pentru 2020, premierul Ludovic Orban a anunțat o măsură cu multiple consecințe în planul asigurării forței de muncă în anumite domenii cheie. Este vorba despre introducerea interdicției pentru angajații de la stat de a cumula salariul cu pensia în proiectul de modificare a Ordonanței de Urgență 114 din 2018. O reglementare luată în calcul OTOVA pentru toți bugetarii, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor Publice, la nivelul lunii octombrie 2019, în întreg sectorul bugetar se înregistra un număr de 13.747 de posturi ocupate cu personal care cumulează pensia cu salariul. Din acest număr, 3.944 erau profesori în învățământul preuniversitar, 996 erau cadre didactice în învățământul universitar și 1.282 de angajați în unități sanitare. Asta dacă ne gândim doar la două ramuri de activitate cu rol vital, educația și sănătatea. După o serie de amendamente aduse proiectului de modificare a OUG 114 din 2018, premierul a anunțat că au fost exceptate de la interdicția mai sus menționată câteva categorii de bugetari, printre care însoțitorii persoanelor cu handicap, angajații din companii precum CFR Marfă, salariații de la Școala Superioară de Aviație Civilă și cei de la Academia Română, dar și profesorii din sistemul preuniversitar, nu însă și cadrele didactice din învățământul superior. În aceste condiții, universitățile de stat, în care lipsa de personal se adâncește de la un an la altul, din cauza salariilor neatractive pentru posturile didactice de asistent și lector, și care acoperă acest deficit cu cadre didactice asociate, remunerate în regim de plata cu ora, se văd puse în fața unei situații dificile. Lucrurile sunt mai grave pentru unele specializări, cum ar fi, de exemplu, calculatoare și automatică, unde posturile scoase la concurs nu sunt ocupate din cauza condițiilor financiare menționate, și a găsi înlocuitori în timpul anului universitar, așa cum suntem acum, va fi foarte dificil. Perspectiva este aceea unei situații de criză cu afectarea calității procesului didactic. De asemenea, o altă consecință este pericolul în care se află școlile doctorale, deoarece mulți conducători de doctorat intră în această categorie. De aceea aș dori să mă lămuriți asupra câtorva aspecte privitoare la prevederile proiectului de modificare a OUG 114 din 2018. 1. De când se va aplica interdicția cumulării pensiei cu salariu în domeniile vizate? 2. Există vreo motivație din punct de vedere financiar pentru introducerea acestei restricții pentru învățământul superior? Vor exista economii la buget, având în vedere că universitățile primesc fonduri în funcție de numărul de studenți și de unele criterii de calitate? Pun această întrebare deoarece eliminarea posibilității de a fi remunerați cei aflați la pensie prin plata cu ora nu va determina nicio economie pentru universități, mai ales că plata se face de obicei la un nivel minim, cel corespunzător posturilor de asistent sau lector. 3.
Ce criterii au stat la baza creierii acestei discriminări între învățământul universitar și cel preuniversitar, domeniul exceptat de la interdicția cumului pensiei cu salariul? Și 4. Ce soluții are sau propune Ministerul Educației și Cercetării pentru acoperirea deficitului de personal izvorât din acest proiect de lege în învățământul superior de stat? Solicit răspuns scris. Sunt Doru Adrian Pănescu, senator al grupului senatorial PSD, circumscripție electorală Iași 24. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul senator Pănescu. Îl invit la microfon pe domnul senator Lupu Victorel din partea grupului senatorial PSD. Domnul senator, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adresez o interpelare domnului Lucian Bode, ministru transporturilor. Obiectul interpelării, grafic privind modernizarea drumului național 28B, Târgu Frumos, Botoșani. Domnule ministru, Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a elaborat și depus pe 8 iulie anul trecut aplicația de finanțare pentru proiectul Modernizare DN28B Târgu Frumos Botoșani, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesibilității, creșterea mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile prin fluidizarea traficului. Prin intermediul acestei investiții se vor moderniza peste 70 de kilometri de drum, va fi construit un pod nou, iar alte 8 vor fi reabilitate. Șoseaua traversează 11 localități, 5 comune din orașul Iași, 4 comune și un oraș din județul Botoșani. Importanța modernizării acestei rute rezidă și din faptul că face juncțiunea cu drumul european E583. Anul trecut, reprezentanții CNAIR au anunțat că reabilitarea și modernizarea acestui sector de drum are finanțare asigurată de la bugetul de stat, iar după finalizarea procedurilor de obținere a finanțării din fonduri europene, aceste lucrări să fie decontate din fonduri europene nerambursabile. Totodată, tot anul trecut, existau 3 oferte depuse pentru execuția lucrărilor. În acest context, domnule ministru, vă rog să precizați care este stadiul procedurilor de selecție a executantului și când apreciați că va fi demarat acest proiect. Solicit răspuns scris. Victor Lupu, senator PSD, circumscripție electorală 24, Iași. Aș dori să adresez o primă întrebare, domnule președinte. Vă rog. Întrebarea adresată domnului Ion Ștefan, ministru lucrărilor publice. Obiectul întrebării, edificarea a 30 de cămine studențești în 15 centre universitare. Domnule ministru, Compania Națională de Investiții, unitate care funcționează sub autoritatea ministerului pe care îl conduceți, are ca proiect investițional construirea a 30 de cămine studențești. Acestea ar urma să fie amplasate în 15 orașe, centre universitare. În total, construirea acestor cămine ar trebui să conducă la crearea a 10.000 de locuri de cazare. Creșterea capacității de cazare este, fără discuție, o necesitate pentru fiecare universitate de stat din țară. Căminele moderne, cu facilități precum săli de lectură, bucătării, spălătorii, nu reprezintă un lux, ci o normalitate. Astfel, dezvoltarea infrastructurii de cazare trebuie să fie una din prioritățile din domeniul învățământului superior să reprezinte un interes major. Domnule ministru, care este în acest moment
situația implementării acestor obiective și în mod special care este stadiul proiectelor în care se, în ceea ce privește edificarea de cămine studențești la instituțiile de învățământ superior din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Tehnică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Universitatea Națională de Arte George Enescu. Solicit un răspuns scris, Victorie Lupu, senator PSD, circunscripția electorală numărul 24 Iași. Și dacă sunteți de acord, domnule președinte, aș mai adresa o întrebare. Vă rog, domnule senator. Domnului Laurențiu Țenț, președintele Casei Naționale de Pensii. Obiectul întrebării, plata concediilor medicale. Domnule președinte, urmarea discuțiilor purtate cu mai mulți reprezentanți din mediul de afaceri, dar și cu diferite persoane care au calitatea de angajat, am luat act de o situație care creează nemulțumiri atât la nivelul antreprenorilor, cât și la nivelul angajaților. Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare prevede la articolul 7 că stadiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la articolul 2 aliniatul 1 este de 6 luni realizate în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical. Dacă persoana nou angajată se accidentează la locul de muncă până la împlinirea a 6 luni de la semnarea contractului individual de muncă, nu beneficiază de concediu medical, deoarece articolul 9 din Ordonanța de Urgență 158/2005 prevede faptul că asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A și SIDA. Având în vedere cele menționate, vă rog să analizați și să întreprindeți măsuri pentru modificarea actului normativ în sensul eliminării stadiului minim de cotizare de 6 luni. În acest mod, părțile semnatare ale contractului individual de muncă, angajatori și angajați, vor beneficia de drepturile legale care decurg de la data semnării contractului individual de muncă, dată de la care, de altfel, se și plătesc taxele și impozitele aferente. Solicit răspuns în scris, Victorie Lupu, senator PSD, circunscripție electorală 24 Iași. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator! Potrivit procedurii, în mod normal ar fi trebuit să invit reprezentanții guvernului pentru a răspunde întrebărilor și interpelărilor formulate de senator. Din păcate, constatăm că reprezentanții guvernului, chiar așa demis cum este el, nu sunt prezenți nici miniștri, nici secretari de stat, așa că, cu regret, trecem peste acest punct de pe ordinea de zi și în continuare aș dori să dau citire listei senatorilor care au depus întrebări și interpelări în scris. Începem cu interpelările din partea grupului senatorial PSD. Au depus în scris interpelări senatorii Bodog Florian Dorel, Stan Ioan, Cârciumaru Florin, Crețu Gabriela, Bornariu Emanuel Gabriel, Toma Vasilică, Chiseliță, Ioan Narcis, din partea grupului senatorial PNL, senatorii Popa Cornel, stângă George Cătălin Caracot Iancu, din partea grupului senatorial USR, senatorii Coliban Allen, Dinu Nicoleta Ramona, Dinică Silvia Monica, respectiv o interpelare comună, senatorii Dinică Silvia Monica și Alexandrescu Vlad Tudor, Fălcoi Nicu și Viner Adrian, din partea senatorilor neafiliați, senatorii Iliescu Cătălin Lucian, Baciu Gheorghe. La secțiunea întrebări
Din partea grupului senatorial PSD au depus întrebări în scris senatorii Crețu Gabriela, Iriza Scarlat, Smarandache Miron Alexandru, Mirea Siminica, Bornariu Gabriel Emanuel, Toma Vasilică și Marciu Ovidiu Cristian Dan. Din partea grupului senatorial PNL au depus în scris întrebări senatorii Gorghiu, Alina Ștefania, Popa Cornel, Stângă George Cătălin, Caracotă Iancu. Din partea grupului senatorial USR, senatorii Dinu Nicoleta Ramona, Coliban Allen, Dinică Silvia Monica, Lungu Dan. Din partea senatorilor neafiliați au depus întrebări în scris senatorii Iliescu Cătălin Lucian și Lungu Vasile Cristian. Acestea fiind spuse, declar închisă sesiunea de întrebări, interpelări și răspunsuri de astăzi din cadrul ședinței plenului Senatului din 10 februarie 2020. Vă mulțumesc!